Andra, dar te susțin, îți țin pumnii, am încredere în tine. Cel mai bine despre tine vorbesc spectacolele tale, de aceea invit spectatorii la teatru. Ție îți urez mult noroc, încredere, inspirație, putere de muncă, putere de a îndura și multe cereri în căsătorie. O susțin din toată inima pe Adriana Grand, scenografa care nu îngreunează actorul, ba mai mult de atât, îi dă aripi. Un decor sugestiv în care tronează o bibliotecă din epoca de aur, o bibliotecă ce conține însertarele și ușițele ei o lume miniaturală. Pe acolo se intră, se iese din scenă. O votez din suflet pentru că nu am lucrat cu ea niciodată și pentru că ceea ce se întâmplă cu ea în scenă, atunci când se aprind luminile, decorul ei începe să strălucească. Iuliana Vâlsan e o scenografă care are puteri nebănuite, lucrează vrăjitorește și în această perioadă atât de lipsită de etică, ea deține această ceată, acel vector de sens spre reconsiderarea fanteziei, pentru că știe că dacă lumea ar înceta să viseze, nefericirea va crește și disperarea va cuprinde lumea. Decorurile ei au ascunzișuri, au mistere, au locuri ascunse pe care le găsești tu ca actor, nu le mai vede nimeni și atunci redevii curios ca la 5 ani sau cum spune Nikita, că e actorul, copil fugit din jocuri.